Salutare și bine v-am regăsit la un nou proiect Sound Identity. Avem un Passat B6 2006, așa, la care vom schimba difuzoarele. În ce constă acest montaj? Că vom elimina difuzorul care este acum montat aici, care este un difuzor undeva la diagonala de 18, deci nu are nici 16,5, nici 20, așa. Și vom implementa un inel care este mai mare decât el, dacă observați, deci mai că nu intră și inclusiv tot difuzorul, da? Deci vom pune ceva puțin mult mai mare și total de altă tonalitate. Așa, inelul este făcut expres ca să închidă toate locațiile care sunt existente. După care, cu acest ajutor de acest inel, vom implementa aceste difuzoare de la Audison, care sunt AP8-urile, care sunt niște difuzoare demențiale după mine, care le-am folosit în foarte multe variante, inclusiv la partea de Audi, da, unde le-am schimbat. Sunt destul de flat, sunt fenomenale. Așa, pentru placul meu este ceva wow. Da? În cazul în care cred că îmi place mie, eu zic că va place și utilizatorului. Deci ele sunt inelele și iată, aici avem inclusiv și cutia de la AP1, ceea ce sunt tweeterele, care vor fi și ele montate în locația originală, deci nu se vor vedea absolut deloc. Așa, și vom montra și cele două mici filtre care vor scoate basul din ele și le vor face mult mai puternice pe baza și a reglajelor, dacă vrem, mai tare, cu plus de 2 dB sau la normal. Ok? Bun, hai să trecem la dezansamblare, să scoatem afară difuzorul, să implementăm noul inel, noul difuzor, după care să-i dăm un test cu difuzorul ce este actual și cu difuzorul de dreapta care este momentan original în fața de ușă. Ok? Să vă prezint un pic diferențele. Ce înseamnă diferențele? Iată, acolo avem deja gata instalat difuzorul nou, da? Să dăm puțin mai încet. Deci avem difuzorul nou, Audison, cel de 20 de centimetri, da? Cu crossover, cu tot, care merge sus la Twitter, ok? Așa. Iar aici, pe partea cealaltă, avem difuzorul original, ok? Cel care este monstruos, așa, după imagine. Așa. Doar că diferențele trebuie să le auziți voi, da? Hai să vă fac un pic de diferență. Deci îl vedeți, da? Pe cel de acolo. Iată. Așa, și acum să vă prezint puțin diferențele, da? Până acum ați auzit difuzorul de dreapta, da? Iată, fac lumea la chestia asta, un pic de trecere pe stânga, ok? Deci, dreapta este cel de fabrică. Trecem un pic din coace, să auzim vocea. Total diferită vocea. Ascultă. Trec înapoi pe original. Original. Deci original, da? Original, da? Hai să mai duc din coace. Este diferență cer și pământ. Nu știu dacă se aude, da? Ia să mă duc din coace. Ascultă cum sună originalul. Mă duc iară pe partea stângă, unde este cel schimbat. Iată, cu cât mai deschis, cu cât mai bine sună totul, da? Da, hai să caut o altă melodie. Iată, am găsit una. Ascultă un pic. Deci partea originală, da? Ascultă cum sună. Hai să trecem dincolo, da? Ascultă cu cât mai deschis, ok? Ia ascultă iar originalul. Deci că sună din tramvai. Vorba mea. Ascultă.
Hai din coace cu același efect. Ascultă. Iară din coace. Original. Același efect pe stânga. Ascultă-l cu cât îl deschide. Deci basul ăsta live nebunești. Cât de frumos sună. Da? Trecem înapoi la original. Iată cât de sex sună. Degeaba, mulți credeți că sună bine originalul. Nu sună bine originalul. Absolut deloc nu sună bine, credeți-mă. Deci doar atunci veți ști când veți schimba, practic, și veți asculta ceva măcar peste el. Ia ascultă. Ok? Zici că sună bine, da? Ascultă acum. Din coace? Ascultă, aceeași volum, aceeași setări, da? Ascultă cum sună difuzorul ăsta. Deci difuzorul cu complementare cu parte de Twitter, da? Completare, practic. Uite, mă duc în dreapta, original. Iată, iată cum sună. Iată, mă duc pe cel schimbat de noi. Iată cum sună. Deci cam astea sunt diferențele și aici vreau să ajung cu voi să înțelegeți că în caz de un update, da? Iată, ascultă efectul ăsta. Mă duc din coace pe original. Foarte secărede, exagerat de secărede. Da? Ascultă ce frumos îl dă. Ia să văd dacă mai am încă una. Nu asta. Ia să vedem. Se vede. Aici trompeta e trompeta. Aici ai altceva. Bun, ascult asta. Bun. Original, da? Ascultă din coace cât de deschis va fi. Ascultă, aceeași efect. Original. Partea schimbată. Deci cred că v-am lămurit, ok? De-aia zic că în cazul în care doriți să schimbați difuzoarele, avem foarte multe variante. Noi aici am implementat un sistem de 20 de centimetri, unde era maxim, iată cel de 18. Sunt inele standard cu care pui de 16,5, nu are rost să mergi în jos. Eu recomand să mergi totuși în sus. În cazul în care vrei, iată un difuzor mult mai mare ca și cel original. Ok? Este, v-am arătat la intro-ul videoului că inelul care l-am folosit eu este mai mare inclusiv decât difuzorul și inelul lui actual, practic. Ok? Pentru cei ce doriți asemenea soluții, da, avem atât față cât și spate. Montăm de la Golf 4 deja sistemul acesta de difuzoare. Bora a pasat din 98 până în 2016-17, până la actuale, inclusiv și la Arteon a montat această soluție. Deci, pentru doritor, soluție avem. În cazul în care vrei să modifici, practic, partea de fața de ușă, da? Și vrei să spun una, două, trei difuzoare, poți să-ți modific, să stau ușa, să-ți modific frumos, să-ți o trag în tapiserie, să-ți o trag în piele, în ce vrei tu, da? Așa, poți să-ți modific la partea de Twitter, poți să-ți fac frumos conice, așa, dacă se dorește. Și dacă ne uităm un pic și aici avem, practic, schimbat și aparatul, da? Avem un aparat care este cu Windows, care i-a montat și inclusiv camera de mașalier, care este un sistem cu navigație, cu Bluetooth, cu tot ce înseamnă bunătăți, fără parte de Android, da? Sună demențial de bine și aceste aparate sunt cele mai bune și în parte de radio. Dar acesta este, ar fi un alt proiect. Oricum, ceea ce am vrut să vă arăt doar această schimbare, da? Dar dacă rămâneți în continuare pe clipul nostru, vom monta și a doua pereche și îi vom da drumul cu cele două difuzoare funcționale. Într-un final, suntem cu tot gata, montat. S-a schimbat 300% tot ce înseamnă, practic, partea de muzică, da? Hai să văd cum pot să derulăm un pic. Deci cum? Deci nici nu mai avem nevoie, practic. Sună din toate direcțiile.
nu mai sună diferit, totul sună perfect identic. Bună, bestial! Deci nu mai are rost să duc telefonul nici în stânga, nici în dreapta, absolut nicăieri, pentru că nu mai există diferență de sunet, ok? Tot ceea ce vă mai pot spune că am soluții pentru orice tip auto, ca să schimb sistemul de boxe, ca să-i repun amplificare, ca să-i pun subwoofere mascate frumos, slim în lateral, în spate la banchete, pot să construiesc tot, să nu vezi absolut niciun fir. Pot să fac foarte multe variante și aici pot să pun navigație, asta e de 8 inch, de 7 inch, de 10 inch care vine aici frumos, Tesla care vine până jos aici, cameră față, spate, încălzire, scaune, sistem de pornire, motor, tot ce doriți. Deci tot ce doriți, vă aștept cu drag întrebările și vă aștept cu drag orice sugestie, comentariu, fie negativ, fie pozitiv. Dar, repet, boxele acestea schimbate doar pe acest player deja au făcut extraordinar de mari minuni. În următorul pas vom face upgrade și în spate, da? Tot pentru optare de Audison vom face upgrade-ul și voi reveni poate cu încă un vlog când toate patru sunt implementate, să vedem atunci care este diferența mai majoră. În cazul în care se și amplifică aceste difuzoare, vom obține total diferit un sunet mult mai superior, ok? Cu toate acestea, dacă v-a plăcut, vă așteptăm pe www.soundidentity.ro/proiecte, unde avem câteva proiecte realizate. Cel mai mult ne găsiți pe Soundovancia sau Sound Identity Fioradea pe Facebook, da? Unde dacă pe Soundovancia intri și vezi că am început o postare, intri în comentarii, vezi frumos acolo evoluția postării. Și la urmă, că totdeauna încep cu filmare, filmarea va fi pe canalul nostru de YouTube, unde ne găsiți pe Sound Identity, exact cu acest proiect ca și acesta, unde vedeți finalul lucrării, ok? Dacă v-a plăcut, vă mai aștept. Un subscribe la pagină. La revedere!